Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Etalare cu o mică întârziere. Asta e, trec și eu prin multe, multe situații foarte intense. Bănuiesc că și voi puteți să o considerați de acum până pe 10 septembrie sau, eu știu, la sfârșitul lunii, dar eu vă aduc aminte că etalările se manifestă pe o perioadă mai îndelungată, nu chiar atât de fixă ca în calendare. A atras atenția ceva la cristalul acesta. Haideți să vedem. Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord în gemeni. O dată. De două ori. De trei ori. August 2022, aproximativ. Ia uite, 10 de spade. Vă simțiți strădați? Treceți prin multe suferințe? Un ciclu mare. Eu zic mare pentru că așa simt. Probabil că de mai mult timp suferiți într-o anumită privință. În ultima vreme, nu, în trecut, regele de cupe, eremitul și temperanța. Probabil că acea tăcere, această tăcere dintre voi și cineva, un personaj pe care îl iubiți de altfel sau care va iubiți sau vă iubește sau eu știu, a fost ceva dragoste, regele de cupe, o dragoste profundă. Pești, rac, scorpion, fecioară, săgetător. Două arcane majore și un rege. Energie foarte intensă în trecut. Foarte intensă. Poate aveți planete în rac, poate aveți planete în fecioară sau în săgetător. Variază. Săgetătorul fiind zodia voastră opusă. Ideea este că tăcerea dintre voi și cineva v-a pus la o grea încercare, aș spune, cu temperanța. V-a chemat la vindecare, la echilibrare emoțională. În ideea că a trebui să învățați eventual că tăcerile sunt importante, sunt necesare, sunt puternice, vorbesc, tăcerea vorbește mai mult decât, sau exprimă mai mult decât multe cuvinte. Și dacă a fost greu pentru voi, a trebuit să vă găsiți echilibru și niște răspunsuri. Dacă a fost însingurarea cuiva, persoana respectivă a trebuit să vindece, să-și găsească lumina interioară. Nu știu dacă a găsit-o, dar e o chestiune de domeniul trecutului. Dar o să și clarificăm. În prezent, marea preoteasă. Artistul. Nu ziceți că asta sunt eu. Glumesc, regele de spade. Puteți să fiți voi aici, gemeni, sau al geam în balanță, săgetător. Pești, rac, scorpion. Ideea este că, am zis, ați învățat foarte multe din îndepărtarea de cineva. Poate distanța, poate încercările grele prin care ați trecut voi într-o poveste de dragoste, regele de cupe. Ați învățat multe lucruri și, în primul rând, v-ați conectat la intuiția voastră. Ura. V-ați conectat la intuiția voastră și probabil că ați căutat să înțelegeți dincolo de această tăcere. Pești, fecioară, opoziția pești, fecioară. Să vedeți dincolo de cuvinte, de logică, de rațiune. Și e mare lucru. Geminii pot să facă și chestia asta. Pot să fie și rațional, pot să fie și foarte intuitivi. Dar când e vorba de manifestare, trebuie să treci la vorbă și apoi la acțiune. În prezent, simțiți că ceva se... 22, probabil că e foarte important. 2, 2, 2, 22. Simțiți că ceva se manifestă din această tăcere, din această... acele probleme prin care ați trecut. În singurare, a voastră sau a cuiva, ceva se manifestă. O să clarificăm, să vedem ce înseamnă exact. Regele de spade înseamnă să vă păstrați logica, chiar dacă intuiția vă spune una alta, trebuie păstrată și logica. Hai să mai vedem. În viitor, ia uite, moartea. Justiția. Cavalerul de spade.
Aș spune că toate cele trei cărți în prezent reprezintă în continuare tăcere și regele de spade are spada în jos, stă, se gândește, analizează, pregătește un plan de acțiune sau mai bine zis de transformare. Cum să exprim? Ați spune că energiile s-au mutat în altă parte, nu în viața voastră, dar energiile lucrează în plan subtil. Asta vreau să exprim. Energiile lucrează în plan subtil și în plan subtil trebuie să și continuați să manifestați. Imaginați-vă, gândiți, proiectați, că regele de spade se proiectează, face planuri, strategii, schițe, cum să manifestați. Ceva echilibrat, cum să manifestați transformare. Și în momentul în care renunțați la ce trebuie renunțat, pentru că veți găsi niște răspunsuri pe multe planuri în această perioadă și pe plan subtil, răspunsurile la întrebările pe care vi le-ați pus și pe plan subtil și rațional, veți găsi niște răspunsuri. Aici este și Mercur și Neptun. Și acestea vă vor ajuta să vă echilibrați viața. Probabil veți pune punct unei situații în foarte curând, dacă nu deja într-o formă sau alta s-a schimbat profund. Și în momentul în care ați stabilit că situația respectivă trebuie încheiată, da. Interesant. Mare grijă că am senzația că vine un alt test. Vine un alt test. Pentru că, interesant, după moarte apare justiție, dreptate. Poate că se manifestă un divorț, o separare în viața unora. Și în momentul în care începe să vă echilibrați, un fost, o fostă, vine într-un mod neașteptat, cavalerul de spade, diavolul și 10 de bâte. Sau tocmai când ați spus că v-ați eliberat de o situație neplăcută, de o dragoste care v-a pus la încercare răbdarea și logica și intuiția și creativitatea și temperanța, ar putea să vină o nouă tentație, o atracție, într-un mod neașteptat, o atracție foarte intensă față de cineva, mare grijă. Să nu confundați acel personaj. Așa aș spune. Poate că este tăcere între voi și un semn de apă pe ștrac Scorpion. De mai mult timp manifestată și în trecut și în prezent. Nu știu această balanță ce ar putea să reprezinte pentru unii dintre voi, ori o zodia balanței, o a treia persoană în viața unuia sau alteia, ori dorința de transformare și de echilibrare a situației. Dar, într-un mod neașteptat, apare această tentație. Ori în viața voastră, ori în viața lor, apare o tentație, o atracție sexuală puternică, care probabil că va dezechilibra iar balanța și vă va pune iar, așa simt, dar încercare. Da, e o a treia persoană, trei de monede, care aduce fericire cuiva. Soarele. Și șasul de monede, șasul de cupe. Și pe voi sau altă persoană inspiră la dragoste și un nou proiect, o nouă relație. Hai să vedem totuși. Veți trăi și veți vedea dacă această energie este a voastră sau acel nou început, acei ași, sunt ai voștri sau ai persoanei cu care aveți de-a face.
Pentru că e o tentație în viața cuiva. Iau-te un triunghi. Nu știu. Și mare grijă că tentație poate să fie și la locul de muncă. Cineva, un șef care vă pune multe responsabilități, vă poate perturba de la relația voastră tocmai echilibrată, de la viața voastră tocmai echilibrată, da? Poate un șef se îndrăgostește de voi, voi vă îndrăgostiți de cineva într-o poziție de putere, nu obligatoriu, dar am zis și varianta asta, că avem totuși semnale pe Capricorn care reprezintă casa 10. Vedem. În viața voastră sau a persoanei la care vă gândiți. Pentru că și vindecarea, și transformarea, și manifestarea vin în timp. Și justiția, dragii mei, echilibrul ăsta este atât de fin, oricând poate fi bruiat. Spune că ar putea să vină un bruiaj. Un bruiaj. O tentație, iar o tentație. E ceva toxic care vine într-un mod neașteptat. Hai să vedem. Ia uite, în timp ce vorbește justiția. Și nebunul. O balanță? Vrea să o ia de la zero? Nu știu. Clarificăm, te rog frumos, regele de cupe. Am trecut pentru gemeni. Regele de cupe. Separare, turnul, blocaje și marea preotarsă. Probabil. Pentru unii poate să fie un personaj care practică tarotul, că apare de două ori marea preotarsă și regele de cupe. Probabil. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi. Sau astrologia și din niște motive se manifestă separarea. Uite, separarea. Eremitul, tăcerea, blocajele, nouă de... Ori v-ați blocat unul pe celălalt și atunci sunteți provocați să vă accesați intuiția, să ascultați tarot, astrologie, să vedeți ce se întâmplă. Vă mai iubește, nu vă mai iubește, mai se întoarce, nu se întoarce. Clarificăm eremitul. Eremitul. Pentru gemeni, soare, luna, venim să ascendem în lunar în gemeni. Eremitul. Extraordinar. Eremitul a fost clarificat de eremit. Probabil cineva cu marcaj în zodia fecioare, ori în viața voastră, ori în viața acelei persoane. Dar tăcerea e tăcere, e necesară. Noaptea întunecată a sufletului. Separarea de acel personaj... Probabil că vă face să suferiți, să căutați. E un soi de suferință. Nu e ușor să fii eremit, să fii singur, să te izolezi. Poate că amândoi v-ați izolat, nu știu. Și marea preoteasă și voi, sau eu știu, regele de cupe și voi, poate că sunteți doi care v-ați izolat ca să vă găsiți răspunsurile, că sunt doi eremiți, într-o formă sau alta. Dar asta confirmă că cel puțin o persoană trece prin încercări foarte grele. Provocări, apropo de tentații, provocări de a-și menține echilibru, dreptatea, justiția, capacitatea de manifestare artistică, imaginația. Când treci prin asemenea încercări, vorbesc și ca artist, trebuie să găsești forme de exprimare prin poezie, prin artă, arta, poezie, nu știu ce separ. Vreau să zic poezie, desen, dans, muzică. Trebuie exprimat ceva. Din hou ăla scoți și eventual iei ce e frumos, iei ce e dureros și pui pe hârtie, pe, eu știu, într-un cântec, într-o imagine. E o provocare. Două suflete perechi, interesant, care trec prin mari transformări. Mari, 10 de spade, mari transformări. Mai dăm o carte pe eremit, e culmea. Eremitul clarificat de eremit.
O separare de cineva, pe lângă faptul că vă pune în postura de a nu comunica cu ei, probabil că nu mai comunicați și cu alții. De-aia zic. Eu aș spune o mare însingurare. Dar foarte necesară. Mai dăm o carte pe aceste elemente. Te rog. Cavaler, măi, apare o tentație. Apare o tentație. Să nu fie zodia fecioarei sau semn de semnul capricornului. Al semn de foc, al semn leu, berbec sau săgetător sau al semn de aer, vreau să zic. Deci apare o tentație în viața cuiva. În viața unui personaj care e obișnuit să fie singur. Eremitul poate să fie chiar marea preoteasă, pentru că ambii, ca și energie, se însingurează. La locul de muncă. Cineva care aduce lumină după o perioadă de trădere, de suferință. Voi și un as de cupe, da? Nu știu. Clarificăm temperanța. În primul rând, cavalerul de bâte reprezintă atitudinea de jucăuș, de cavaler, de du-te vină, de seducător a cuiva. Care vine în viața unei persoane solitare, aș spune. Solitare. Poate vine cu o scânteie. Dar dacă sunteți pe poziție, vă dați seama că e o scânteie, nu e steaua. Nu e lumina adevărată. Nu știu, e ciudată detalarea. Temperanță, te rog frumos, temperanță. Temperanța clarificată de 4 de bâte. În primul rând, echilibrați-vă acasă. Eventual, sau bine, asta e mai de domeniul trecutului. Dar e un cavaler care vine. Cavalerul de spade iar apare. Ceva neprevăzut. Ceva neprevăzut pe lângă o casă. Eu când văd 4 de monede, văd faptic o casă, apartament, sunt stâlpi de rezistență. Nu e 4 de cupe, nu e 4 de spade, nu, sunt stâlpi de rezistență. E o construcție în sine. Da, că poate să fie și o întâlnire, că poate să fie două suflete pereche care se întâlnesc sau flăcări. Am o să mai puțin, da? O pasiune care... Teoretic ar trebui să echilibreze. Dar nu știu de ce mă îndoiesc. Am o carte pe Marea Preoteasă în prezent. Marea Preoteasă. Iau, 3 de spade. Intuiția vă spune că iar se lasă cu suferință, da? Iar e o persoană în această poveste foarte însingurată, care eremitul iar analizează. E un soi de călugărie. Marea Preoteasă și eremitul, amândoi sunt niște călugări într-o formă diferită. O căutare interioară continuă a cuiva. De două ori Marea Preoteasă, de două ori eremitul. Deci n-am mai întâlnit asemenea etalare. Intuiția vă spune că iar ați fost greșit înțeleși, eventual... Că e posibil să se manifeste iar cu acest cavaler de bâte dezamăgiri. Că și acesta va veni, va pleca. Artistul. Clarificăm artistul. Interesant. Justiția și 8 de cupe. De două ori justiția. Doamne! Apropo de semn de ură, de gemeni, da?
Cine vrea să manifeste din acea... E o suferință foarte mare. Și eu un personaj, nu știu voi, sau un om din viața voastră care vă e drag sau este important, importantă pentru voi acest personaj. Poate să fie femeie marea preoteasă, poate să fie eremitul, bărbat. E un personaj important, karmic, în viața voastră. Trei arcane majore, duble. Justiția, eremitul, marea preoteasă. Wow, 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 n-am mai văzut așa ceva de mult timp. Cine vrea să manifeste echilibru, trebuie să se elibereze de un ciclu în care tot atrage dezamăgiri, cupe goale, dezamăgiri. Marea preoteasă încă mai are de făcut niște, și eremitul și marea preoteasă au de făcut niște, poate să fie una și aceeași persoană, sau două persoane, care într-un fel sau altul se înțeleg subtil, energetic. Ambele atrag dezamăgiri. Marea preoteasă dezamăgiri, însinguratul sau însingurata, cavalerii, eu știu, drăgălașe, nu știu. Cine vrea să manifeste, artistul manifestă, echilibru, justiție, trebuie să se elibereze, să mai facă niște curățări energetice, emoționale. Ca să poată atrage relație. Justiția reprezintă casa șaptea a relațiilor de lungă durată. Nu e doar balanță. Înseamnă foarte mult. Dacă vreți să manifestați o relație, o căsătorie sănătoasă, frumoasă, specială, că arta, nu, arta vine cu o energie specială, ideală, aș spune, încă mai aveți de eliberat, de făcut niște eliberări energetice, mai ales la lună plină, lună nouă, să lucrați iar, ca să vă puteți împlini destinul, stelele, încă. Foarte ciudat, două cupe, da. Ca să puteți manifesta un cuplu înțelegător, puternic, care oferă reciprocitate. Wow, ce vegetalare! Nu știu, și celelalte. Cred că și berbecul a fost intensă, și taurul a fost... Clarificăm regele de spade. Poate cineva semn de apă sau cu... Nu știu, dacă o fi și artist ca mine, nu știu, se eliberează, încearcă să se elibereze de cineva cu marcaj în balanță, nu știu. Ia uite, regele de spade. Împăratul, 5 de spade și asul de spade. E un personaj masculin aici, care practică niște jocuri mentale, aș spune neonorabile. Dar dacă faceți curățele acestea și aceste jocuri provoacă dezamăgirea, dar dacă faceți curățele necesare și atrage și știți să manifestați echilibru, justiție, și prin poezie și prin artă și prin dans, da? Puteți găsi, manifesta, să zic, adevărul în timp, în timp, cât de curând. Vedem o carte. Da, trebuie să vă eliberați de conflicte. Gemeni. Da, gemeni. De o dragoste care e conflictuală. Ia mai dăm o dată pe trei de spade. O carte pe trei de spade. Aaa, inițial a venit normal și a picat în fața voastră. Ați văzut? Nici nu știu cum să o pun. Inițial, eu, atracție, am zis, atracție fizică intensă care... La un moment dat se schimbă, cineva își retrage, începe să se abțină. Interesant, poate marea preoteasă începe să se abțină. Inițial a fost atracție. Ați văzut cum s-a răsucit în fața voastră? A venit normal. Pac. Atracție fizică foarte intensă, patru de bâte. Poate că-s flăcări gemene care trec prin niște încercări, în acelea, ca la începutul poveștii. Da? Atracție fizică foarte mare, misterioasă cu marea preoteasă. În secret. Și totuși
Unul din cei doi implicați intuiește că această atracție este prea intensă ca să fie corectă, să fie pe termen lung. Și începe să se abțină, să-și rețină pornirile fizice. Pentru că Marea Preoteasă, ca și Eremitul, sunt două, patru. Da? Ambele vor să fie corecte, justiția. Ambele vor să se libereze de karmă. Și atunci, ca să nu atragi karmă, te reții. Chiar dacă doare, te reții. Pentru că îți dai seama că ceva nu e în regulă. Ori e o căsătorie, ori e ceva nerezolvat. Justiția, iar de două ori, poate să exprime și căsătoria, avem și patru de spade. Temperanța, iar, este... Iată, confuzii. Wow, ce cărți. Și totuși, vă veți gândi, intuiția vă spune să vă temperați, da? Doare să vă temperați, dar mai rău va durea dacă nu vă temperați această atracție. Și logica vă spune că ori un personaj e căsătorit și se joacă un pic, da? Ori cineva vrea să controleze împăratul, varianta sa negativă, eu știu, să controleze situația și atunci trebuie să fiți logici, regele de spade, să gândiți și apoi să găsiți răspunsul. Gândiți și găsiți răspunsul. Răspunsul este că 5 și cu 1, 6. 6 de spade înseamnă eliberare. Poate să fie o călătorie, căsătorie, tot nu este tot timpul. Călătorie, iar nu doar emoțională, nu doar detașare emoțională, cât și detașare mentală. Probabil vreți să vă călătorie, să vă duceți în alt loc, mai la distanță, ca să nu fiți acolo în energie, în tentație. E o tentație mare de mine. E o tentație mare. Nu știu dacă a voastră, repet, a voastră, iar apare 7 de cupe. Nu știu dacă, asta v-am arătat. Nu știu dacă a voastră sau a unei persoane cu care aveți voi de-a face sau care e importantă, care vă e dragă. Și aici vorbesc despre un personaj, mie așa îmi iese, un personaj care caută Marea Preoteasă și Eremitul. Iar, deci asta mă uimește și justiția. E un personaj care caută să fie corect, să se curețe energetic, trece printr-o altă noapte întunecată a sufletului, pentru că nu trecem doar o dată în trezirea noastră spirituală, trecem de mai multe ori. Nu știu, e foarte ciudată etalarea, moartea. Iar e transformare, o nouă etapă în transformarea cuiva. Regele de cupe, Marea Preoteasă și moartea. O nouă etapă, o nouă, aș spune, reîncarnare energetică, new level. O nouă etapă în ascensiunea cuiva, aș spune. În fine, poate e prea mult, dar pentru cineva clar este. Clarifică moartea. Ia uite, lumea. Da, clar. Dacă e o situație care implică călătorii la distanță, relații online sau drumuri peste hotare, aș spune că aceasta este provocată. Se va manifesta un nou început, zero și renașterea. Se va manifesta un nou început, nu știu când, dar, cum am mai spus și la celelalte etalări, ideea este să se manifeste în dreptate. Wow, moartea și... Vreți să încheiați acest capitol? Vreți să încheiați acest capitol? Dăm o carte pe justiție. Clarificăm justiția în viitor. Ia uite, male preot. Vai, da. Cine acum? Unii dintre voi sunteți provocați la mari încercări, aș spune,
Ca să puteți să manifestați, să atrageți o căsătorie, ambele reprezintă căsătorie. Ambele reprezintă dreptate. O căsătorie, să zic, armonioasă. Pentru unii dintre voi, nu știu ce aspecte aveți, puteți să aveți ascendent în gemeni. Eu știu, lună. Venus. Nu obligatoriu soare. Pentru unii dintre voi care lucrați la creșterea voastră spirituală și poate mai aveți pe cineva asemănător care vă ia alături, cred că și amândoi treceți prin aceste provocări. Și aș spune că... Da, ia uite, regele de cupe cu care am început și cavalerul de monede. Veți marca în timp. Dreptate, adevăr, credință în relațiile de lungă durată, în relațiile contractuale, acasă. Și hai să și mai zic ce vreau să zic. Unii dintre voi puteți deveni într-adevăr ghizi spirituali. Unii. Dar, repet, aveți pe cineva, posibil flăcări gemene, care trec prin situații asemănătoare. Tentații, dezamăgiri, atracții sexuale, tocmai când te reții, atunci apar, da? Tentațiile. Și va mai veni, ia uite, cavalerul de spade cu diavolul. Un fost, o fostă. Zece de bâte. Atracție super, super. Toxică, aproape. Toxică. Intensă. Atât de intensă că devine toxică. Cavalerul de spade. Se manifestă totuși o separare, un divorț în viața cuiva, tocmai din cauza, eu știu, unei chestiuni. Cavalerul de spade. Cavalerul de monede. Ciudat. Și diavolul? Da, interesant. Va veni un fost, o fostă doritoare să renască situația dintre voi, pasiunea dintre voi. Mare grijă. Mare grijă. Da, temperați-vă, rugați-vă temperanța sa. A patra carte care și arcană majoră care se dublează. Temperați-vă, v-ați temperat în trecut, temperați-vă și la... Da, e un personaj care vă provoacă. Vă provoacă. Temperați-vă. Nu știu dacă acest nebun chiar va aduce acest zero... va aduce prea multe satisfacții. Hai mai dăm o dată pe cavalerul de monede. Cavalerul de monede. Ce vrea acest cavalerul de spade? Cavalerul de monede. Exact opuși. Unul foarte iute, unul foarte încet. Cel care a fost foarte iute, probabil, vrea să fie mai încet, mai asumat. Sau sunt două persoane diferite. Cavalerul. Patru de spade. Iar o variantă a eremitului. O analiză. Cine vine? Da. Decizii. Temperați-vă. Dă și pe Marele Preot. Mai dăm o carte pe Marele Preot. Rugați-vă. Pentru dreptate. Pentru echilibru. Pentru justiție. Marele Preot. Clarifică Marele Preot. Pentru gemenuți. Marele Preot. N-am mai văzut așa.
Asta nu are mare preot. Repet, dacă sunteți flăcări gemene și încercați să vă purificați energia și voi și persoana dragă trece, uite, 7 de monede, cu răbdare. Aveți răbdare, 7 numărul lui Saturn. Analizați. Poate că cineva, într-adevăr, vrea să se căsătorească, regina de monede. Justiția mare, preot. 7 de monede. Ciudată etalarea. Da, fiți precauți. Păstrați-vă credința și gândiți la dreptate și la echilibru financiar și la multe, la cauză și la efect. Aveți multe lucruri la care să vă gândiți, pentru că, nu știu pentru cine am citit, dar e o poveste în oglindă, aș spune. Ați văzut, am mai zis de câteva ori, temperanță de două ori, da? Două cupe. Care trebuie tot timpul să se echilibreze. Și când trece una printr-o situație, trece și cealaltă. Și a apărut și temperanța de două ori, eremitul de două ori, marea preoteasă de două ori. Posibil. Dacă aveți o casă și vreți să o mențineți în echilibru, apropo de casă și aici, fiți precauți, fiți corecți, legali, aș spune. Mai dăm o carte pe moartea asta și pe lume. Clarificăm lumea. Care e nouă capitol? În ce direcție acest nou capitol? Că sigur o să vă caute din trecut cineva. Poate mai multe persoane din trecut. Cu cât încercați să creșteți, să ascensionați unii dintre voi, cu atât veți fi căutați și tentați și așa mai departe. Lumea. Clarificăm lumea. Care clarifică moartea? Clarificăm lumea. Clarificăm lumea. Clarificăm lumea. Foarte frumos. Ia uite, 3 de spade. De spade, de bâte. La distanță. Interesant, poate cineva vrea să termine. Interesant. E o situație la distanță și care trebuie încheiată. Ca să se poată manifesta echilibru, stabilitate, căsătorie, onorabilitate, ce să zic, tot ce e mai înalt, justiția și marele preot, da? Trebuie să aveți răbdare, pentru că ori voi, ori alt personaj din viața voastră cu care vreți să manifestați ceva, da, uite, trebuie să se libereze de căsătorie. Trebuie să pună punct acolo unei probleme sau dacă nu-i căsătorie, un contract la locul de muncă, în străinătate. Acolo trebuie să se rezolve niște lucruri. Interesant, foarte interesant. Și poate în viața lor vor veni foști, foste. Da? În momentul în care ei pun capăt, vor veni foști foste să se împace și să vă afecteze, să zic, echilibru. Am deși pe 10 de bute o carte. Deși nu ar fi trebuit, am vorbit foarte mult. M-a, să zic, și fascinat și mă pun așa, mă scoate din... Ia uite, 8 de bute. Da, va fi atracție sexuală super, super mare în viitor din partea cuiva. Ori în viața voastră, în viața lor și va trebui iar să alegeți. Nu știu, vom trece și vom vedea ce mai fi deocamdată. Cam asta e. Cam asta sunt energiile pe care le-am
Mi-au apărut mie aici pe... Ia pe sfat. Respirați un pic. Respirați un pic. Dați-vă timp de eliberare, iau de curățare emoțională, lună plină. Emoții, 8 de cupe, da? Curățare emoțională. Și vedeți lucrurile în ansamblu. De la distanță. Săgetătorul. Și fiți mândri de voi, că dacă sunt tentații, dacă sunt provocări, înseamnă că sunteți, aș spune, ia uite, sunteți iubiți, chiar asta vreau să zic, sunteți iubiți de Dumnezeu, de Univers, sunteți încercați tocmai ca să creșteți. Interesant, foarte interesant. Uite, sunt curioasă, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau, numai bine.